Ok, să zicem că aveți o listă de filme și vreți să deschideți lista asta de filme, fiecare rezultat să-l deschideți în IMDb. Și o soluție este să luați cu copy-paste și să vă duceți să căutați, să căutați toate la rând. Da, și căutați și apoi le luați pe tab cu tab și deschideți și vă deschideți pe IMDb. Asta e o soluție. Dar există o soluție mai bună. Hai să deschidem o căutare de test. Să scriem test 1, test 2, de fapt. Să vedem cum arată când caută la Google. Hai să căutăm așa. Deci, vedeți, dacă am scris în bara de sus și am dat Enter, mi-a completat testul 1 spațiu. Ăsta e spațiu. Și Google se pricepe și să înțeleagă și acest termen. Dar dacă scriu la Google testul 1, test 2 și dau Enter, îmi completează cu plus. Și atunci tot ce am eu de făcut este să mă duc să iau asta. Și asta este cea mai scurtă căutare de la, posibilă de la Google. Și eu, ca să fac din asta căutare de aici, ce am de făcut? Să înlocuiesc spațiile cu plus. Și acum eu teoretic ar trebui să adaug înainte termenii respectivi. Și fac asta foarte simplu. Dacă iau tabelul ăsta și îl pun în Excel și copiez chestia asta de aici și o pun și pe ea în Excel. Dau copii, control jos, shift control sus, control V. Și acum am obținut asta. Și acum control stânga, control sus, control shift jos, shift dreapta, control C, alt tab, control V. Vezi că e un spațiu, un enter aici, care nu face foarte bine, un tab. Și atunci îl selectez și aici, dacă vrei, deci n-ai cum să înlocuiești, că dacă scrie aici tab, te duce la casa următoare. Și atunci ce am de făcut este să-l selectez, control C, control H, control V, să nu înlocuiască cu nimic și să-l șteargă. Și atunci am obținut o listă de URL-uri care pot fi deschise în Google. Am un plugin care mă ajută în sensul ăsta. Vă sfătuiesc să nu deschideți chiar toate URL-urile. La un dat Google o să zică că e spammer. Mă uit dacă nu mi-a zis deja. Și acum, dacă fac asta, o să vizitez fiecare pagină din IMDb. Mă rog, e pentru primele rezultate. Dacă vreau pentru siguranță, chiar aș putea să fac asta. O să scriu. Și acum ați văzut că din nou mi-a dat la Jesus Christ Superstar. Dacă iau URL-ul ăsta și îl pun fără IMDb, îmi dă alte rezultate primele. Dacă iau rezultatul și pun IMDb primul, îmi dă rezultatul dorit. Și atunci dacă adaug un IMDb plus, o să-mi găsească în general linkurile de pe IMDb. Și haideți să mai vă arăt toată metoda. Deci pornim de la o listă de filme. Înlocuiți Ctrl H spațiu cu plus. E posibil să mai fie niște caractere. Vă lămuriți pe parcurs. De exemplu, aici virgula, dacă iau ăsta, poate Google o să zică că nu e în regulă. Da? Sau ăsta că e apostrof. Dar astea sunt excepțiile, adică majoritatea URL-urilor o să fie ok. Copiez chestia asta și o pun într-o coloană nouă în Excel. Mă duc la Google și copiez exact asta. Dau aici dublu clic ca să-mi deschidă fereastra. Ctrl C, Ctrl jos, Ctrl Shift sus, Ctrl V. Ctrl sus, Ctrl Shift jos, Shift dreapta, Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V, Ctrl Home, End, Ctrl stânga, Shift stânga, Ctrl C, Ctrl H, Ctrl V, Delete, Alta. Și am obținut lista de filme. Și asta am făcut o extensie de Google Chrome, pe care o găsiți la Google, Export Tabs, da? Ctrl C. Acum o să-mi deschidă
URL-urile în Chrome. Vedeți, nu faceți URL-urile deschise chiar așa, pentru că Google-ul sigur o să vă zică, dacă tot deschideți câte 20, așa cum am făcut eu. Deschideți câte 10. Dar oricum e mult mai facil în felul ăsta să deschizi o listă de URL-uri. Cam asta. Spor.